5 salvatori montani ce fac parte dintr-o delegație se vor afla la sfârșitul acestei săptămâni la Congresul Internațional de Salvare pe Pârțile de Schi. Acesta este organizat de Federația Internațională a Patrulelor de Schi și va avea loc în Franța, în stațiunea Mont-Genevre. La nivel european este a doua întâlnire de acest gen. Este vorba de o întrunire a tuturor patrulelor de schi din Europa, deci a instituțiilor care se ocupă cu salvarea pe pârțile de schi. Este organizatorul principal, este Federația Internațională a Patrulelor de Schi, cuprinde peste 30 de țări din întreaga lume. 20 dintre acestea sunt în Europa și între congresele bianuale pe care le organizează această federație se face și o întrunire europeană. Este a doua întrunire de acest gen care se face la nivel european și România, fiind membră doar de un an, este prima dată când participă la această acțiune. Cele 20 de țări participante din Europa sunt Marea Britanie, Cehia, Bulgaria, Austria, Franța, Germania, Elveția, Italia, Spania, Suedia, Norvegia, Liechtenstein, Polonia, Slovenia, Slovacia, România, Scoția, Islanda, Rusia și Andorra. Joi începe acțiunea, va începe cu pregătirea câinilor de salvare montană, vineri și sâmbătă se continuă cu congresul propriu-zis, cu activități practice în teren și cu activități la sală, cu demonstrații practice, cu demonstrații de declanșări de avalanșe, de acordarea primului ajutor, de asigurarea protecțiilor pe pârțile de schi. Duminică se încheie acțiunea și sperăm că până luni să revenim în țară. Salvatorii care vor reprezenta România la Congresul din Franța sunt din județele Hunedoara, Gorj, Sibiu și Brașov, dar va fi și un cadru medical care îi va ajuta în acțiunile de salvare montană. Aceștia vor afla informații legate de ultimele cercetări în domeniul echipamentelor și salvării, pe care să le aplice și în salvarea oamenilor de pe pârțile de schi din România. 21-25 este Congresul în Franța. Sunt câteva zile în care vom dezbate unele probe practice pe teren, deci efectiv pe pârtea de schi. El se va desfășura la Mont-Genevre în Franța, e o mică stațiune de schi. Vom avea câteva probe de căutare și salvare din avalanșă și o probă de căutare și salvare de pe pârtea de schi. Vom face o prezentare despre noi, despre Asociația Națională a Salvatorilor Montani din România, ce facem, cu ce ne ocupăm, în mare așa, care sunt de fapt preocupările noastre în România și cum ne facem noi treaba aici. Pentru delegațiile din România, taxele de participare la congres sunt suportate de către Asociația Națională a Salvatorilor Montani în România.